52 de agenți economici contactați de organizatori, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, au oferit la această ediție 486 de locuri de muncă. O noutate a acestui gen de acțiune a constituit organizarea unui atelier de lucru, în care funcționarii agenției au prezentat tehnicile de completare a unui CV, a unei scrisori de intenție, precum și modalități de prezentare la interviu. La educație și formare trebuie să completăm toate studiile și școlile pe care le-am absolvit în aceeași ordine de crescătoare, de la ultima școală absolvită până la prima. Șomerii giurgiuveni s-au dovedit receptivi la această inițiativă, astfel că la ședințele de informare și consiliere au participat 207 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Bursa a suscitat interes și în rândul asociațiilor non-guvernamentale din Giurgiu, ai căror reprezentanți au fost prezenți la acțiuni. Am venit să căutăm locuri de muncă pentru comunitatea noastră. Toți angajatorii ce au participat la bursă au căzut de acord că, din punct de vedere organizatoric, a fost una din cele mai bune ediții. Pentru unii, însă, rezultatele nu au fost cele așteptate. Nu am întâlnit nicio persoană măcar interesată de posturile oferite. Sper ca la alte inițiative ale AJOFM-ului să avem mai mult succes. Dar despre organizare, ce părere aveți? Ca de fiecare dată, foarte bună. Păcat că oamenii nu par prea interesați, cel puțin în ceea ce oferim noi ca și angajatori. Nu am putut să recrutăm nimic. Noi căutăm ingineri, căi ferate, drumuri și poduri și maestru construcții și n-am găsit nimic. Să fie din cauza faptului că sunt mai puțini oameni calificați în această meserie sau e un dezinteres? Probabil că sunt și mai puțin calificați în această meserie și mai ales că școlile de maestri nu mai sunt, sau cam desființat. Și inginerii, de regulă, nu prea vin în zona noastră de provincie aici. Mai mult caută zonele mai atractive. Ce părere aveți despre organizarea acestei ediții? Foarte bună, foarte bună. Ca de fiecare dată. Singurii care nu se plângeau de lipsa candidaților erau reprezentanții firmelor de protecție și pază. Cred că este singura meserie care încă se mai caută. Avem destui candidați și sperăm să avem și angajări. Ce părere aveți despre organizarea acestei ediții? Este foarte bine organizat. Foarte. Comparativ cu celelalte. Bine, și celelalte au fost, dar acum parcă e mult, mult mai organizată, cu foarte mulți agenți economici, participanți foarte mulți. Și sper să-și găsească și locuri de muncă, adică să aibă finalitate. Părerile erau la fel de împărțite și în rândul giurgiuvenilor veniți în căutarea unui loc de muncă. Este bine că avem unde să găsim un loc de muncă. Până acum am fost mai la multe interviuri și au cerut mult de experiență. Și văd că a spus să vin peste o săptămână la un interviu. Ce vă nemulțumește? Salariul, condițiile? Și salariul și condițiile. Ați mai fost la alte burse? Nu. Acum este prima dată și am venit cu copilul. Și ce părere aveți despre organizare? Este bine organizat, dar sunt foarte puține și în special pentru bărbați. Pentru noi femeile, lasă de dorit. Nu am găsit nimica pentru că este numai croitorie și ambalat. Dar deocamdată vedem, așteptăm să vedem. Ați mai fost la alte burse? Deocamdată nu, aici a fost prima dată când am venit, acum și... Și ce părere aveți despre felul cum se desfășoară această acțiune? Chiar foarte frumos, chiar îmi place. Din punct de vedere organizatoric, bursa locurilor de muncă a fost o reușită. La această ediție a Bursei Generale a Locurilor de Muncă putem spune că avem o prezență foarte bună până la această oră, atât din partea angajatorilor cât și din partea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii sunt prezenți în număr foarte mare, peste 40, și oferă locuri de muncă în diverse domenii pentru toate nivelurile de studii. Noi sperăm ca această bursă să fie un succes și cât mai multe persoane să-și găsească un loc de muncă și iar angajatorii să își selecteze potențialii angajați. Bilanțul acțiunii de astăzi arată că 597 de giurgiuveni aflați în căutarea unui job au trecut pragul bursei, 346 dintre aceștia fiind selectați în vederea susținerii unor probe de lucru sau interviuri. Cei mai fericiți sunt însă 19 participanți la bursă care au fost încadrați pe loc, în meserii ca lucrător comercial, zidar, rosar, tencuitor, dulgher și muncitor necalificat.